Credeți că bunătatea și credincioșia Domnului se vor înnoi și în 2019 față de dumneavoastră? Credeți că Dumnezeu are suflete de restaurat? Adică să le întoarcă din nou la Domnul? Credeți? Credeți? Da. Yes? Da? Atunci trebuie să și muncim, fratilor. Știți ce zice Biblia? Că vrednic este lucrătorul. Aleluia. Plugarul când seamănă, muncește și așteaptă și rod. Așa că dacă așteptăm și nu muncim, nu e corect. Trebuie să și muncim, să semănăm, să avem timp de părtășie cu Dumnezeu, Domnul Iisus, zilnic, dacă e posibil, de rugăciune, să avem timp în care să postim, dacă nu putem posti o zi, postim. O jumătate zi, postul înseamnă nu neapărat să te abții de la mâncare și o separare de ceea ce te înconjoară și să ai părtășie cu Domnul, să îl cerci, să-i asculți vocea, să vezi ce vrea El să faci, la ce trebuie să renunți, la ce trebuie să faci. Că altfel, așa cum Max spunea, putem ajunge una din persoanele care să dăm Biblia la o parte. Putem citi, nu? În zilnic. Dar adevărul să-l dăm din viața noastră, să-l împingem în afara universului nostru și să fim doar niște oameni seci, un timpal zângănitor, care doar sună și nu are un impact, nu transformă viețile oamenilor. Așa cum am promis, aș vrea să auzim unul de la celălalt ce ne-am propus în 2019 să facem. Atât din partea lor, cât și din partea dumneavoastră. Așa, scurt. Eu mi-am propus să mă rog pentru băiatul meu mai mult. Eu mi-am propus să mă apropii mai mult de mama mea. Cum a văzut? Amin. Nu că n-aș fi apropiat, dar mai mult. Cati vrea... Auzi, Elisa, poți să trebuie și acolo? Haideți până ei să dumneavoastră cită la bal și ceva propus personal, așa, un lucru. Haideți să, până se gândesc, frații, aș vrea să... să vorbesc sintetic și cred că dorința mea este dorința tuturor membrilor bisericii din locul acesta. În primul rând, aș dori să mă prezint pe scurt. Numele meu este Ciontu Ion. My name is Ciontu Ion. Slujesc în biserica aceasta de aproape 2 ani. I serve in this church from about 2 years. L-am primit pe Dumnezeu în inima mea în data de 15 decembrie 1996. I received Jesus Christ in my heart in 96. Asta s-a întâmplat după lungi căutări. 27 years ago after long searching period. În filozofiile orientale, în yoga, oriental filosofi, yoga, budism. În acea perioadă credeam că locul meu și drumul meu îl urmează pe al lui Mircea Eliade undeva într-o grotă din India. In this period I thought that my road follow Mircea Eliade in a cave from India. Însă rând pe rând, Dumnezeu a spulberat toate aceste căutări sterile. But each by each, my searching were blown away by God. Am crezut într-o altă perioadă că adevărul se găsește în creștinism. In a period I thought that the truth I will find in Christianity. Am cochetat cu monahismul, în sensul că I studied the monarchism theology. Vedeam identitatea mea ca și călugăr creștin.
And I saw my identity as a Christian monk. Undeva poate în muntele Athos. Maybe somewhere in the Athos mountain. Sau ca un in Greece. De, într-o mănăstire din România. Or maybe in a monastery in Romania. Dumnezeu însă mi-a descoperit cuvântul. But God showed me his word. După ce l-am citit și am văzut lumina lui Dumnezeu în Scriptură. Revealed me his plan after I read the Holy Scriptures. Am devenit, cred, primul membru al acestei biserici. I became the first member of this church. Alături de o soră care nu este acum. Together with a sister that is not here today. Revin și spuneam că slujesc în această biserică de circa 2 ani. I am a minister in this church from 2 years ago. Nevoile acestei biserici și dorința noastră ca și biserică. And our will and our desire as a church sunt legate de o echipă de misionari care să se statornicească în locul acesta. Our need and our desire as a church it's about a team of missionary that to establish here and to help us in sharing the gospel in this city. Ne rugăm pentru aceasta de circa 2 ani. We pray for this thing from about 2 years. Și vom continua să ne rugăm. And we will continue to pray. Ne-am bucurat și am dat slavă lui Dumnezeu dacă acești misionari ar veni în anul care urmează aici. We will be very glad if these missionaries that today are here, the next year also will come back here. De asemenea, ne-am rugat și ne rugăm ca Dumnezeu să adauge suflete în orașul acesta. And I also pray that God to bring people to salvation from this city. Și pentru mine ar fi o bucurie enormă ca anul viitor cineva să-L mărturisească pe Dumnezeu în apa botezului. And for me will be a great joy that in the next year 2019 someone to confess Jesus Christ in the water of baptism. Un al treilea aspect, o a treia dorință noastră. The third desire, the third aspect este aceea ca această colaborare, acest parteneriat care l-am început cu fratele Raul și biserica din Drăgănești. Is that this partnership that we started with brother Raul and with the Drăgănești Church? Să se extindă. To expand. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate activitățile, pentru toate lucrările care s-au desfășurat. I want to thank God for all the activity that we had together in this church here. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru prezența dumneavoastră. Thank we thank to God also for your presence here today. Ne bucurăm atât de mult pentru echipa de tineri. We are very glad for the youth team from Ukraine, Kiev, Moldova, and for the Moldovia sister also. Pentru că ați ales Katia, așa de tineri cum sunteți să slujiți pe Dumnezeu. Because you are so young and you choose to serve God and to involve in His ministry. Și așa cum spunea fratele mai devreme. And as brother says earlier in the sermon. Ne bucurăm așa de mult că voi nu vă potriviți. We are so joyful that you not conform to this worldly way of being. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi că ați ales să slujiți pe El și să împliniți cuvântul Scripturii în viețile voastre. We thank God that you choose to serve God and you choose Him in your lives. That is all I wanted to say. Cred că este și dorința fiecărui membru al bisericii din locul acesta. I think this is also the desire of every member of this church.
because the time is ahead and we must to be very... O să încheiem și să las câteva, câteva dorinte biblice, fiecare dintre dumneavoastră. Psalmul 25. I want to close with Psalm 25. La tine, Doamne, minar sufletul și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi în acest sfârșit de an să venim în prezența Domnului mai mult. Conform with this psalm, I pray that year to come before our God with our heart mai mult în noul an, more and more in this year. Apoi să ne arate Dumnezeu căile lui. And then verse 4, God to show us more and more his ways. Dorim lucrul acesta cum dorește un cerbizorile de apă. To desire this thing as the deer desire the fountains. Să dorim lucrul acesta. În versetul 9, știți ce se întâmplă? Când avem o atitudine deschisă față de Dumnezeu și El vine în viețile noastre, face, spune așa, că El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept și El învață pe cei smeriți calea sa. E nevoie tare mult de ajutorul Domnului să ne învețe calea Lui. Noi credem că o știm. Credem că știm multe lucruri, dar cel mai important lucru e să lăsăm pe Dumnezeu să imprime în inimile noastre adevărul. Și orice ar veni în viețile noastre, orice și voi de apă ar veni în viețile noastre, acel adevăr să nu-l ia. Oricât de mare ar fi încercările, oricât de mult am fi lovit, acel adevăr să fie în viațile noastre, care să ne inspire, să aduce bucurie și să dea înțelepciune pentru a putea trăi o viață neprihănită. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Ne-am bucurat că am putut fi în după-amiază aceasta împreună cu dumneavoastră. Vă dorim un an binecuvântat. Vă dorim ca fiecare zi, fiecare secundă din viața dumneavoastră să fie momente frumoase. Sunt sărac în exprimare, dar aș vrea să vă legați inima de Domnul, nu de oameni, nu de resurse, și de Domnul. Am putea experimenta și am putea împărtăși multe lucruri. E un Dumnezeu care este gata să vină în termen. Fiți deschiși față de El. Amin. La sfârșit, pentru că nu am reușit să povestim mai mult fiecare dintre noi, dacă vreți să roage oamenii pentru noastră, echipa din Ucraina e gata să roage pentru noastră. Mergeți, dacă nu știți engleză, mergeți la ei și spuneți-le. Am fost foarte încurajat de ei, să știți, că am mers în misiune, poate că terminam cu unul de vorbă, dar ei zicea, hei, hai să ne oprim să ne rugăm pentru persoana, întreabă persoana dacă poate să se roage. Și stăteam poate un minut, două, trei, cinci și tot să rugăm pentru persoana respectivă. Pasiunea față de Domnul și schimbă viața. Și asta am văzut la ei, multă pasiune pentru Domnul. Și au încercări, lupte, dăruire. Și asta se ajută Domnul să ne dăruim. Să fim optimiști. Amin. Frate, mă încheiem cu rugăciune? Da. Haideți să ne rugăm. Să ne conducem la această rugăciune. Iar după această rugăciune îi invit pe frații noștri din Ucraina, frații din biserică, frații din Canada să luăm parte la o masă de dragoste. Am pregătit câte ceva și în sensul acesta. Ne rugăm. Amin. Rugăciune.